Vă salut, mafioților! Fratele tămutului interlop Cosmos Tănase riscă ani grei de pușcărie. Procesul lui Walter Pașnicea nu este pe cale să înceapă. Acesta a fost trimis în judecată într-un dosar de prostituție. Bărbatul a fost ridicat de mascați în primăvara acestui an. Procurorii și ofițerii de poliție judiciare din cadrul IPJ Iași au efectuat percheziții la domiciliu în municipiul Iași. Aceștia au mers în casele unor persoane care erau suspectate de săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, iar printre aceștia se află și numele lui Walter. În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2014, două persoane au recrutat, fie direct, fie prin interpuși, tinere pe care le-au determinat să practice prostituția în Marea Britanie. În activitatea de recrutare a victimelor, suspecții se orientau spre tinere cărora le lipsea experiența de viață, aveau un nivel scăzut de instruire, o stare materială precară sau se aflau în situații familiale conflictuale. Au menționat atunci anchetatorii ieșeni. Tinerele erau induse în eroare cu privire la activitatea pe care urmau să o desfășoare în Marea Britanie, iar la recrutare nu li se preciza remunerația pe care urmau să o primească. Erau cazate la diferite domicilii din Iași, Brăila și Constanța, apoi erau duse în Marea Britanie. Acolo, tinerele erau cazate în locuințe închiriate. Legea violențelor era aplicată pe tinere până acceptau să se prostitueze. Erau amenințate sau șantajate. Mai mult decât atât, persoanele care se ocupau cu astfel de activități ilegale postau pe site-uri de profil anunțuri. Pe zi, o victimă strângea și 1500 de lire, iar suma, aproape în totalitate, era însușită de aceștia. Din investigațiile efectuate, a rezultat faptul că unul dintre suspecții avea rolul de lider în Marea Britanie, deținând controlul asupra unui număr de 5 imobile închiriate în zone centrale ale Londrei, unde ar fi fost exploatate mai multe victime. Cel de-al doilea suspect se ocupa de supravegherea victimelor exploatate sexual. Comunica cu clienții care apeleau numerele de telefon postate pe site-urile de profil. Ținea evidența și colecta toate sumele de bani obținute din prostituție, au adăugat oamenii legii. Pentru a-i prinde pe cei doi suspecți, pe 22 noiembrie 2016 a fost semnat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă între DICOT și Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie. Dați share clipului și abonați-vă la canal dacă vreți să cunoașteți lumea interlopă.